Mai departe, Andreea Esca, așa cum n-am mai văzut-o niciodată. Prezentatoarea este de fiecare dată sufletul petrecerilor. E bine, așa a fost și seara trecută, pentru că s-a îmbrăcat în straie țigănești, a cântat și a dansat cot la cot cu cei prezenți. Așa a început seara pentru Andreea Esca. Dacă la pupitrul știrilor o vedem ca pe o persoană serioasă, dură, iată că în realitate lucrurile stau diferit. Este veselă, zâmbitoare și cu chef de viață, la fiecare petrecere la care merge. A cântat și a dansat cot la cot cu toți cei prezenți la petrecere. Și asta nu e tot. Surpriza serii a fost atunci când Andreea s-a îmbrăcat cu un costum țigănesc. Nu a trecut mult timp până când și-a intrat repede în rol. Cu siguranță nu a mai văzut-o nimeni niciodată în aceste ipostaze. Și ca la orice petrecere țigănească, atmosfera a fost întreținută de un artist. Nici dansatoarele lui nu s-au lăsat mai prejos și au făcut senzație cu mișcările lor. Andreea nu va uita prea curând distracția de seara trecută, mai ales de momentele haioase cu care a stârnit amuzamentul tuturor. Nu se vede nimic, atât vreau să vă zic.